Marcel Romanescu, președintele PNL Târgu Jiu, reacție după ce conducerea organizației județene i-a atras atenția că încalcă statutul partidului prin delegarea atribuțiilor de coordonare a campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Edilul din municipiu a explicat că decizia respectivă nu este nestatutară, întrucât cel pe care l-a delegat să-i preia din atribuțiile politice este chiar secretarul general al formațiunii Bogdan Bejinaru. Nu trebuie neapărat să fac o hârtie scrisă cu cel pe care eu îl desemnez să se ocupe cu partea de organizare a alegerilor, afirmă Marcel Romanescu, acesta susținând că oricum prin funcția pe care o deține Bogdan Bejinaru chiar acest lucru prevede. Trebuie neapărat să fac o formă, o hârtie cu cel care eu personal în momentul de față îl desemnez să se ocupe de partea de organizare. Chestia asta s-a petrecut și s-a făcut în partidele politice dintotdeauna. Orice funcție la un moment dat cu demnitate presupune și alte atribuții în afară de atribuțiile politice pe care le ai. Și eu am vorbit foarte clar de partea care ține de organizare, nu de coordonarea campaniei, nu de alte lucruri. Organizarea oricum este prevăzută în statutul Partidului Național Liberal ca fiind apanajul secretarului general. Secretarul general în Partidul Național Liberal are o putere foarte mare, așa cum este și secretarul general de la organizația municipală. Oricum eu particip la ședințe, coordonez echipa de la municipiu. Am făcut o trimitere la Bogdan Bejinaru ca să dau puterea necesară secretarului general pentru tot ceea ce se va întâmpla în perioada imediat următoare. Nu că n-ar fi avut puterea necesară. Bogdan Bejinaru și în acest moment se ocupă de partea organizatorică în cadrul Partidului Național Liberal. Marcel Romanescu a anunțat că nu se va implica decât din punct de vedere administrativ în ceea ce privește organizarea alegerilor europarlamentare după ce liderul PNL Gorj Dan Vâlceanu l-a susținut pe Marian Jean Marinescu pentru o candidatură la alegerile din luna mai și nu în Gorjan, așa cum își dorea edilul din Târgu Jiu.